După ce Kate Middleton a dat vestea teribilă publicului larg că suferă de cancer, nu au mai fost făcute declarații despre starea prințesei de Wales până acum. Cu toate acestea, prințul William a fost prezent la marea deschidere a James Palace Newcastle, care a avut loc în data de 30 aprilie. Un membru din public l-a întrebat pe prinț cum se simte Kate și cei trei copii ai lor, acesta spunând: toți suntem bine, mulțumim. De asemenea, în clipul video pe care Kate l-a făcut public și în care anunță că suferă de cancer, aceasta a precizat cât de mult contează suportul pe care îl primește de la soțul ei. Ultimele luni au fost foarte grele pentru familia mea. Să-l am pe William lângă mine a fost o sursă excelentă de confort și siguranță. Familia regală britanică trece printr-o perioadă foarte dificilă. Atât Kate Middleton, cât și regele Charles au fost diagnosticați cu cancer. Cei doi urmează în momentul de față tratamente pentru a scăpa de această boală grea.